Ce-ai face dacă ai avea mai multă încredere în tine? Ce-ai face dacă ai avea siguranța că orice s-ar întâmpla, orice provocare ți-ar da viața, că ai avea puterea și abilitatea necesară nu doar să treci peste provocarea respectivă, ci să ai succes în tot ce faci și în același timp să contribui într-un mod semnificativ în viața sau în viețile celor din jur? Cum te-ai trezit dimineața? Cum ai vorbit cu ceilalți? Cum ai vedea viitorul sau cum ți-ai vedea trecutul? Sunt Sifu Bogdan Roșu, antrenorul școlii de dezvoltare personală prin Wing Chun Kung Fu, Wing Chun Warriors Club. Azi sunt în Atena, la școala antrenorului meu, Sifu Evangelos, omul care m-a inspirat, omul care m-a învățat cum să am încredere în mine și care a văzut ceva mai mult în mine la momentul respectiv, când încă învățam Wing Chun, când încă eram la început. A văzut ceva mai mult în mine decât eram eu capabil să văd la momentul respectiv. Azi vreau să împar cu tine 3 unelte prin care poți să faci exact același lucru. Să capăți încrederea în tine, care să-ți permită nu doar să acționezi mai mult, ci să construiești efectiv viața exact așa cum ți-ai dorit-o. Voi împărți cu tine uneltele în 3 videouri, așa că dacă vrei să le primești și pe următoarele 2, abonează-te imediat la canalul meu și vei primi notificări în momentul în care celelalte 2 videouri sunt pregătite. Ei bine, prima unealtă este să accepti faptul că ai foarte multă putere în tine. Repet asta, am foarte multă putere în mine. Am puterea de a schimba, de a-mi schimba viața, am puterea de a deveni mai bun și nimic nu mă poate dobori. De ce? Pentru că înăuntru și eu și tu toți avem dumnezeire. Avem dumnezeire și avem măreție. Este un lucru pe care te sperie foarte mult și pe mine personal mă speria foarte mult nu ideea de a eșua, mă speria ideea că pot mai mult. Că de obicei, în momentul în care accepti faptul că poți mai mult, vine cu responsabilitate. Vine cu responsabilitatea de a munci mai mult. Acceptă faptul că ai măreție înăuntru și că poți crea lucruri incredibile, lucruri care nu doar să contribuie, ci să salveze vieți, că poți deveni mai bun și acceptă faptul că nu va fi ușor. Nu va fi ușor să te schimbi, nu va fi ușor să-ți schimbi viața, nu va fi ușor să contribui. Dar în același timp nu va fi nici foarte greu. Cel mai greu este să faci primul pas. Și doar pe faptul că te uiți la video ăsta pe care l-am făcut acum, e un semn bun. E un semn că știi de fapt că ești mai mare sau ești mai bun sau mai bună decât în momentul ăsta. Că încă nu lucrez la tot potențialul, să spunem. Și oricum n-ai să lucrezi niciodată la tot potențialul, pentru că pe măsură ce te îmbunătățești, vei vrea să fii și mai bun, și mai bun, să dai mai mult, să contribui mai mult. Asta e prima unealtă pentru tine. Acceptă faptul că ai măreție înăuntru și acceptă faptul că nu va fi ușor, dar nu va fi nici foarte greu. Ne vedem pentru următoarea unealtă. Abonează-te la canalul meu și lasă-mi un comentariu și spune-mi care sunt ideile tale în sensul ăsta. De bun! Sifu Bogdan Roșu, signing out!